n-am fost niciodată atât de emoționat precum sunt acum. Intrăm într-o mașină super de buget, nici când am condus SF90, nici când am condus orice alte mașini, Rolls-Royce, Cullinan și așa mai departe, pentru că îmi place extraordinar de mult cum arată. Hai să intrăm un pic și la interior, să vedem interiorul. În primul rând, panoul de ușă, iarăși, care are elemente sub formă de Y. Panoul de ușă, cu toate că este un plastic, au introdus ei câteva elemente de design interesante pe aici. Și l-avem și pe fratele nostru, Luci Popa, alături de noi. Haide, intră și tu cu mine aici, ne apucăm amândoi de ea. Acesta este volanul nou, comenzile sunt similare, a fost adăugat logo-ul nou. Bordul, după cum vă spuneam, este complet digital. Avem un sistem de infotainment nou care vine pe echiparea de top. Acest sistem care se cheamă U-Clip, care poate fi scos cu ușurință. Ăsta este sistemul U-Clip. Regăsim această montură oarecum în mare parte pe foarte multe elemente din mașină, care îți pot permite să montezi mai multe chestii, cum ar fi un telefon, o lumină sau inclusiv suporturi de pahar. E un sistem nou introdus de cei de la Dacia, care mi se pare super interesant și funcționează foarte bine. Acesta este bordul nou. Puteți să vedeți cât de frumos a fost schimbat display-ul și funcționează impecabil. Bineînțeles că avem Apple CarPlay, Android Auto și alte chestii de genul ăsta, dar ce vreau eu să văd și să vedeți și voi este cât de frumos este designul de la interior. Asta mi-aduce un pic aminte de Jeep. Foarte, foarte interesant arată toate materialele, cu toate că avem materiale de plastic, inclusiv acesta este un plastic banal. Arată mult mai quality și e interesant ce au reușit să facă cei de la Dacia cu acest interior. Ia uitați-vă un pic la scaunele astea cât de mișto sunt. Navigația e un pic orientată spre mine, nu avem foarte multe opțiuni aici, Android Auto, Apple CarPlay, Device Manager, Radio, dar totul funcționează foarte bine, inclusiv avem aici un overall la tot ceea ce se întâmplă, navigație. În partea din spate, chiar și aici stau destul de binișor, aș putea să zic. Aici avem un sistem de prindere, iarăși pentru același lucru, care se cheamă U-Clip. Apeși pe el sau cum faci? Gata. Nu de alta, dar Luci a prezentat-o deja, noi n-am apucat, că nu ne-au invitat și pe noi la Portugalia. Numai... Nici pe mine nu m-au chemat. Aia, am înțeles, deci Dacia umblați cu șoricării, noi ne-am apucat prima oară să prezentăm mașina voastră. Noi frumos! Aceasta este cea mai frumoasă culoare, care o poți găsi pe noua Dacia Duster 2024, se cheamă Sandstone White sau ceva de genul, Sandstone Beige, nu știu, dar arată tare rău de tot. Și pe această mașină, în schimb, regăsim de data aceasta cutia automată, pentru că vorbim de varianta hibridă, care din păcate nu are 4x4, dar sincer, mie nu mi se pare că îți trebuie 4x4 pe mașina asta. Aceasta este altă variantă de echipare care poate fi folosită pentru Adventure Mode, după cum vă spuneam, este varianta Journey, îmi dau seama după capace, dar în partea de sus puteți vedea cum se poate echipa un Duster în cazul în care vrei să-l folosești pentru caiac, să te urci pe munți, pentru off-roading, overlanding, safari și alte chestii de genul ăsta. Ba chiar îmi imaginez cum e să spui un cort aici în partea de sus și să mergi cu Dusterul ăsta. Nu pot să mint, nu mi-ar fi displăcut dacă aici în partea de sus am fi avut inclusiv o panoramă. Și nu uitați că aceste bare longitudinale pot fi transformate în bare transversale printr-o simplă apăsare de buton. Avem aici o cheiță, bam, bam, le desfacem frumos și le punem longitudinale. Acesta este noul Dacia Spring, cea mai ieftină mașină electrică pe care o poți cumpăra la ora actuală, cu autonomie de 225 de km, care poate fi cumpărată cu aproximativ 10.000 de euro, dacă beneficiezi și de fondurile Rabla de 5.000 de euro, care cel mai probabil așa vor fi din 2024. Suntem la show-ul auto de la Geneva 2024 și vrem să vă prezentăm în detaliu tot ceea ce vine nou acest Dacia Spring. Primul lucru pe care puteți să-l observăm în partea frontală este grila nouă. Mulți spun despre acest Spring că este un fel de mini Duster și aș putea să spun că da. Limbajul vizual este într-adevăr împrumutat de la noul Duster. Are o chestie foarte interesantă care se cheamă Vehicle to Load. Mai exact, aici în partea din față este un căpăcel prin care îți poți încărca diverse chestii. O poți folosi pentru încărcarea unui espresor și să-ți faci cafea în timp ce, nu știu, savurezi sau stai undeva cu mașina ta electrică, sau îți poți încărca laptopul sau orice alte lucruri pentru care o poți folosi. Este cea mai mică, cea mai compactă și cea mai drăguță mașină electrică pe care o poți cumpăra. În spate, iarăși regăsim aici un fel de mini eleron, dar ce este foarte interesant este acest bandou negru care arată demențial. Deci noul design de la Dacia îmi place enorm de mult. Spring electric, aici avem plastic banal, dar o capacitate a portbagajului generoasă, am putea spune, pentru Spring. Inclusiv aici în partea de jos avem câteva elemente. Portbagajul nu este foarte mare, dar vorbim totuși de o mașină un pic mai mare decât un Matiz. Și așa arată interiorul în una dintre variante. Panoul de ușă este complet din plastic, cu toate astea are un design foarte interesant, spațiu de depozitare aici, un element interesant iarăși din plastic. S-au jucat foarte mult cu plastice, culori și arată foarte modern și smart mașina asta. Cel puțin scaunele acestea mi se par, ca design, arată demențial. Acesta este material textil. Tot ce vedeți aici este material textil, dar îmi place tema asta cu steluțe, cu material reciclat pe care le regăsim și în interiorul acestei mașini. Sunt foarte confortabile. Spațiul pentru mine este destul de mare în partea de sus. Cutia de viteze care este automată, așa arată panoul de bord. Apropo, dacă nu știați, a fost pe locul 3 în 2022 pentru cea mai vândută mașină electrică. Clienții au la dispoziție 3 variante de echipare, Essential, Expression și Extreme. Aceasta cred că este varianta de mijloc, care are inclusiv cutia automată, are aceste protecții care sunt un fel de bandouri, niște arțibilduri puse peste caroserie. Această culoare iarăși este super interesantă, cu toate că dacă eu mi-aș cumpăra un Spring, aș merge cel mai probabil pe varianta portocalie. Această culoare se cheamă Beige Safari, iar cealaltă se cheamă Brick Red. La această variantă avem în partea de jos un design super interesant. Acestea sunt orașele de sus și arată foarte, foarte cool. Tot designul overall la toate mașinile noi Dacia arată super interesant, inclusiv jantele acestea care au capace. Acestea sunt jante de aliaj clasice cu niște capace de plastic și pentru prima oară pe noul Spring o să avem jante pe 15. Aceasta are 165/70 R14 și așa arată jantele pe 15, iarăși avem capace. Nu vedeți aici jante de aliaj, nu sunt jante, sunt pur și simplu niște capace cu un design super interesant. În partea frontală avem acum un spațiu de depozitare, putem spune franc, dar este mai mult un capac care a fost pus peste piesele interne aici, unde îți poți stoca acum cablul de încărcare și aici putem vedea mufa de alimentare pentru cafetieră sau pentru orice alte lucruri pe care le poți alimenta. Este foarte interesant faptul că putem vedea absolut toate piesele din interior. Reamintiți-vă că este o mașină de buget, o mașină care costă 10.000 de euro. Și iată că putem vedea inclusiv motoarele care sunt amplasate în aceste mașini. Aici avem motorul hibrid de 140 de cai putere, motor care arată demențial, inclusiv cu bateria de 1,2 kW, pentru că vorbim de o variantă hibridă. În partea stângă este motorul de Spring, motorul electric de 65 de cai putere cu o baterie de 26,8 kW. Atât este capacitatea bateriei, exact cât vedeți aici, și așa este alimentat noul Spring 2024. Avem motorul TCE 130 Mild Hybrid cu 48 de V și o baterie de 0,8 kWh. Opere de artă arată foarte interesant și îmi place că poți vedea toate piesele interne din noul Duster 2024. Aici putem regăsi toate accesoriile care pot fi montate prin sistemul de prindere U-Clip, o gentuță, tabletă, suport de tabletă, suport de pahar, dar putem pune inclusiv lumini sau cârlig și suport de telefon. Dacă mă întrebați pe mine, Dusterul nou este cea mai frumoasă mașină lansată în 2024 și cu siguranță vom vedea foarte multe pe străzile din România și în Europa, pentru că în Europa este una dintre cele mai bine vândute mașini. În continuare și Springul a adus ceva interesant și este mult mai agresivă, e mai masivă, mai robustă și în același timp un pic mai impunătoare decât era înainte. În momentul în care mă uitam la Spring înainte mi se părea un fel de matiz mai măricel, arată mai impunător pe străzi și cred eu că va fi o opțiune foarte bună pentru cei care vor o mașină electrică de buget care să se ducă și să se întoarcă de la muncă. Acesta a fost primul episod din această serie de la Geneva. Vă mulțumim că v-ați uitat și la acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut deja până acum și vrem să vă arătăm în continuare mașini interesante pentru că mai avem foarte multe surprize pentru voi.